Stimați prieteni de la presă, stimați invitați, cu bucurie în suflet vă mărturisesc că mă bucur pentru faptul că presa este într-un număr destul de important și că aceasta dovedește că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, vașnic încrezător în cuvântul dreptate, rămâne pe baricade, indiferent de greutățile prin care în acești ultimi 16 ani a trecut. Așa cum am mai spus-o, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat nu poate să dispară de pe eșicherul politic, pentru că este un partid ale cărei rădăcini se află în istoria acestei țări și este partidul care cu adevărat a făcut istorie prin oamenii săi, prin toate sacrificiile pe care le-a dat în decursul timpului pentru ca acest popor să aibă o viață mai demnă, mai bună, mai eficientă. Din păcate, în toate aceste perioade, oamenii care după 1990 au pus mâna pe putere au dovedit încă o dată că capacitatea lor nu a avut și încă nu are margini. Ați observat că în ultimul timp s-au întâmplat lucruri care demonstrează tot ceea ce au făcut rău în decursul timpului. Foarte mulți dintre ei ajungând la beciul domnesc pentru fapte reprobabile, pentru fapte care au dus la îngenunchiarea poporului român. Din câte s-a observat și se observă în continuare, foarte mulți tineri din țară, dar mai ales din Gorj, au luat drumurile altor țări, lăsând cu inima strânsă părinții, copiii, rudele, frații, pentru a câștiga o bucată de pâine. Țara asta a fost și este zguduită de faptul că 67% din banii care circulă sunt bani negri, încă, bani printr-o economie subterană de care au beneficiat și beneficiază acești indivizi fără scrupule. Partidul nostru se delimitează de orice lucruri făcute împotriva poporului, împotriva țării și împotriva tuturor drepturilor și libertăților de care fiecare dintre noi trebuie să beneficiem. Sunt foarte bucuros că am reușit ca timp de 26 de ani să demonstrez că se poate rămâne la un singur partid. Am mai spus-o și o repet, sunt cel care am pus bazele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat în Gorj. Nu am trădat niciodată interesul acestui partid, indiferent de tot ceea ce s-a încercat să se facă în toată această perioadă. Aș mai vrea să atrag atenția și să le spun oamenilor politici pe această cale. Într-un partid te duci atunci și numai atunci când nu ai interese meschine. Adică să nu te duci cu mâna întinsă, domnule, pune-mă și dăm o funcție pentru că vreau acea funcție de care să beneficiez. Acest lucru, din păcate, s-a întâmplat în toată această perioadă. Oamenii respectivi au confundat politica cu propriul lor interes.
un om politic care este ales într-o anume demnitate, trebuie să înțeleagă că acea demnitate nu-i conferă dreptul de a-și umfla buzunarele, ci el trebuie să înțeleagă că aparține comunității care l-a pus pe acea funcție. Pentru a face față tuturor problemelor care au apărut și apar, pentru că partidul nostru, ne fiind la guvernare de 16 ani de zile, guvernare pe care noi am asumat-o și s-a dovedit a fi, cred, cea mai bună și productivă guvernare, chiar dacă alții au beneficiat imediat de acele acțiuni întreprinse de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat privind admiterea în Uniunea Europeană, în NATO și așa mai departe. Omul politic Cornelu Coposu a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că politica se poate face și într-un mod cinstit, onest și drept. Eu vreau să vă spun că noi am considerat că, având foarte puține sau posibilități mici pentru a ne exprima, întrucât, e adevărat, televiziunile, fiind televiziuni care trebuie să trăiască și astea, e normal să ceară și de la și radio și televiziunea o anumită sumă de bani pentru emisiuni, pentru că așa e firesc și normal. Ei, noi am considerat, pe lângă faptul că vom accede cu candidații noștri la emisiunile televizate și de radio, am dat drumul și la ziarul Cuvântul Dreptății, ziar care va apare săptămânal și care este organul de luptă al partidului pentru a-și promova intențiile și tot ceea ce vrem noi să facem prin reprezentanții noștri. Acest ziar se dorește a fi rampa de lansare pentru primari, consilieri și consilierii județeni, cât și după aceea pentru alegerile parlamentare. Vreau să vă spun că la ora actuală noi am trecut spre a face sau spre a crea posibilitatea de afirmare a unor primari, oameni cu state deosebite, oameni drepți, cinstiți și oameni care pot să facă ceva pentru comunitatea din care fac parte. Am lângă mine doi dintre candidații la primării de oraș. În dreapta mea, domnul Ceaușescu, în stânga mea, doamna Stanciu. Am să rog pe domnul candidat la primăria de la Novaci să ia cuvântul și să vă spună câteva cuvinte. Mă numesc Ceaușescu Ion, sunt din Novaci, născut, crescut în Novaci. Achiesez la tot ce le spuse domnul președinte, cu o mică paranteză, Mahatma Gandhi, tatălui Indira Gandhi, când a fost el șef de stat, a zis că toți care intră în administrație trebuie să aibă bunurile cu sute, dar cu sute cu ață, nu cu sute de alte. Așa, referitor la Novaci. Eu politică n-am mai făcut decât când a terminat Partidul Comunist. Am fost membru de partid, n-am fost de acord de niciun partid. Până acum m-am convins că Partidul Țărănist s-ar părea că e un partid drept și cinstit. De la m-a săturat. La noi, la Novaci, Partidul Țărănist are, Țărănesc, are câțiva oameni convinși de doctrina partidului și sper să facem o chestie frumoasă la Novaci. Acolo la Novaci sunt multe de făcut, fiind oraș și fondurile s-au accesat mai greu. Cercăm totuși să facem ceva referitor la drumul pe Valea Gilortului, cu ceva fonduri, pentru că acum 2 ani, drumul de atunci de când a venit Gilortul Mare, drumul nu mai există deloc.
și cu apa potabilă din Novaci. A fost un proiect odată făcut de domnul profesor Chiriac, fost primar la Novaci, și a fost finanțarea Fondului Național de Investiții. Am venit cu o firmă din Craiova, am avut finanțarea, banii luați cine știe când. E vorba de părâu și potrivit un părâuț cu apă foarte bună, analizată ca lumea, și ar veni prin cădere Novaci și avem probleme. Ce trece gilurtul prin oraș și apa la noi vara câteodată mai șchiupătează. O să dau cuvântul și doamnei candidat la primăria de la Motru. De la Motru, da. Sunt Camelia Stanciu, sunt avocat și sunt expert în accesare fonduri europene. Am acceptat să candidez pentru faptul că consider că fac parte dintre aceia care au fost dezamăgiți în așteptări de cei pe care i-am votat până acum, pentru faptul că nimeni n-a făcut absolut nimic pentru Motru și pentru că nu vreau ca orașul nostru să se închidă odată cu închiderea mineritului. Știu că pentru asta el a fost deschis, dar nu trebuie să se închidă pentru faptul că, de exemplu, eu am venit în zona asta acum 30 de ani, ca inginer geolog. Între timp mi-am schimbat profesia, dar am lucrat și în minerit 11 ani și știu și acolo cum este viața minerilor, ce le-ar trebui. Cum aș putea eu să fac? Deci la ce m-am gândit? Fiind expert în fonduri, în accesare fonduri europene, vreau cu o firmă cu care eu lucrez de mai multă vreme să accesăm absolut tot ce se poate accesa în materie de primării. Sunt niște programe extraordinare. Eu le fac cunoscute la sediul nostru pentru oricine vrea să vadă ceea ce anume se poate face. Respectiv, din septembrie s-a deschis și anveloparea blocurilor pe fonduri europene. Canalizările se pot face, se pot reconstrui și spitalele și exterior și dotare, școli, absolut tot, absolut tot. Vreau ca tot ce se poate să accesăm. Asta ar fi prima problemă. Cea de-a doua problemă este, se referă la locuri de muncă prin investiții. Deci și române și străine. Eu acum 3 ani am adus în Motru firma PD Group cu Price Daimler, care a negociat, ca să zic așa, cu primăria de la Motru reconstrucția centralei termice OATA. Discuțiile au fost vreo 2 luni la rând, iar la ultima întâlnire, când se stabiliseră următoarele condiții, între 10 și 50 de milioane de euro, deci eu nu vorbesc, tot ce spun a apărut și în presă la vremea respectivă și televizat, deci pot să fac această dovadă. Deci s-a discutat despre 10 până la 50 de milioane de euro, s-a discutat ca să se creeze 200 de locuri de muncă, plus iluminatul, toată energia pentru Motru să fie gratuită pe o perioadă de 10 ani de zile. De asemenea, urmau să facă un contract pe 10 ani cu cărbune, ca să poată să, dacă își facă o asemenea investiție, să poată să aibă garanția că nu au cărbunele asigurat. Vreau să vă spun că la a patra întâlnire la București, unde trebuia să se întâlnească cu ministru, primarul nostru nu s-a prezentat, astfel încât omul a spus, ok, când o să fiți dispuși să colaborăm și să faceți ceva, atunci o să mai vin. S-a urcat în avion și a plecat. Avem posibilitatea asta de a aduce investiții, inclusiv nemțești. Vreau să facem din Motru un oraș occidental. Chiar nu vreau să plec acum. După 30 de ani de muncă acolo, mi-am adus părinții, mi-am adus frații, nu pot să plec încotro văd cu ochii. Deci, efectiv, pentru asta am acceptat să candidez. O să mă întrebați de ce PNCCD. Vreau să vă spun că întotdeauna am simpatizat acest partid, nu am făcut politică, dar sunt convinsă că și dacă ați întreba pe cei din alte partide, foarte puțin cunoști măcar cu ce, care este platforma partidului lor. Mie îmi place ceea ce a făcut partidul ăsta pentru țară, deci e timpul să ne întoarcem la
la normalitate și dacă nu luptăm fiecare pentru asta, nu o să, nu putem să mai lăsăm să... Deci mie îmi place ceea ce urmărește acest partid, cred că poate fi reînviat. Eu, de exemplu, la Motru deja am deschis un sediu împreună cu cei care au venit să adere la acest partid. Deja suntem pe zi ce trece în creștere ca și număr. Deci eu sper să fac în așa fel încât să se știe despre acest partid și la Motru. Credeți că prin tot ce v-ați propus și destul de bine puteți asigura locuri de muncă măcar pentru jumătate din perspectiva de a fi disponibiliza minerii de acolo, să zicem că jumătate are și la pensie? Mă credeți că aș vrea, eu mă gândesc la 2000 de locuri de muncă și să vă spun de ce. V-am spus că eu colaborez cu o firmă de accesare fonduri serioasă, deci o firmă la care când a început un proiect s-au luat banii. Și discuția este ca să deschidem un birou la Motru. Un birou în care orice persoană, în primul rând proiectele pentru primărie le vom face clar, dar vreau ca și orice persoană din Motru care dorește să acceseze bani să poată să fie îndrumată de la cap la coadă, inclusiv, inclusiv, când se intră în consultanța care este eligibilă ca și cheltuială, aia e o problemă care, dar inclusiv, deci în afară de proiectele mari pentru primărie, mă gândesc la o prosperitate a tuturor locuitorilor, în sensul că sunt foarte multe terenuri care nu sunt lucrate și aș vrea, deci, în sensul ăsta, să îi adunăm pe toți să vină să acceseze fonduri pentru stupi, pentru... Deci fiecare cum vrea și chiar mă voi ocupa dacă o va da Domnul să fie așa, chiar voi face în mod deosebit problema asta, plus că aș vrea ca primăria să devină ceea ce pe toți ne-a nemulțumit până acum, deci să devină în slujba cetățeanului. Deci chiar să ne ducem cu drag, adică să vină lumea cu drag la primărie, să fie toată lumea, orice problemă ar fi, să fie rezolvată și să vină oricine să o pună în discuție. Dar de ce credeți că totuși au fost, adică eu știu, actualul primar a câștigat voturi bune dacă e atât de, sunt oameni din Motru atât de rău tratați? Păi voturi bune pentru că a fost, nu știu dacă singurul care a candidat, dar cu candidați care nu au fost suficient de motivați ca să facă ceva la Motru și nu, asta e problema. La un moment dat, cu ceva ani în urmă, se făcea un incubator de afaceri la Leurda ca alternativă mineritului care era în scădere. Da. Ce mai face incubatorul de la Leurda? E plin de investitori? Nu este și să vă spun de ce. Să vă spun de ce. Nu este și să vă spun de ce. Am aflat și eu, nu de mult, că există o singură firmă care face geamuri Termopan și care și aceea se mută la Broșteni și a cumpărat un teren la Broșteni pe care i-l-a dat primarul de acolo pentru faptul că ce credeți, cât credeți că plătește chirie la primăria Motru? 45 de milioane pe lună pentru o încăpere cât asta. Nu se poate dacă vrei să ajuți și să vină investitorii. Deci trebuie să le oferi ceva pentru că tu câștigi pe altă parte. Vreau să vă mai spun, printre altele, că în dreapta mea este tânărul candidat pentru primăria Tismana, un băiat de perspectivă, un băiat cu mult aplomb și care sper să facă, poți să spui câteva cuvinte? Da, da, cum să da. Cum te numești? În primul rând mă numesc Florescu Rafael. Sunt un tânăr care încerc din tot sufletul să fac ceva pentru orașul nostru, pentru Tismana, care a ajuns la limită, toți oamenii au ajuns la limita răbdării în orașul Tismana, deoarece acolo este vestul sălbatic, să zicem așa. Sunt doar șerifi și atât.
Sunt câteva persoane care conduc acel oraș, să zicem că este oraș, dar nu ar trebui să fie. Și încercăm să facem tot posibilul, chiar dacă nu avem șanse foarte mari de a învinge, măcar să mai oprim, să mai intrăm printre ei, să le mai tem din rădăcini. Din zona de activitate de aici? Din construcții, în domeniul construcțiilor. Eu sunt, am firmă de construcții. Smara? Da. Chiar și din punctul acesta de vedere, în Tismana sunt, nu sunt locuri de muncă, nu este absolut nimic. Câți membri are organizația? În jur de 100 de membri. Până acum am reușit. Puteți să declara oficial la medie că sunteți unul din candidatii pentru primăria Târgu Jiu? Încă aștept rezultatul unui sondaj de opinie și după aceea ca să... Dar cu siguranță și aproape peste 60% eu voi fi candidatul pentru primăria orașului. Și asigur pe toți târgujienii că în cazul în care Catrinoiu va fi ales primar, le voi arăta cum se conduce o primărie cu adevărat, ce se poate face, pentru că în ultimul timp în Târgu Jiu s-au dărâmat toate întreprinderile. S-au dărâmat toate întreprinderile și nu s-a pus nimic în loc. Eu aș fi stat cu traista în băț, în mijlocul Europei și aș fi găsit investitori care să facă treabă. Ai dărâmat o întreprindere, nu faci moluri, da? Pui alte două întreprinderi în loc. Eu nu zic că molurile nu au ghișeftul lor, dar a transforma un oraș, un județ, o țară, din țară producătoare în țară de consum. Ce să consum dacă tu, ca individ, ca om, nu muncești ca să produci, să-ți câștigi existența? Și de aceea apar pe piață atâtea și atâtea lucruri prin care să intră în insolvență, toate, inclusiv ăstea mari. Uitați-vă doar aici, la noi, la capul podului. Ați văzut că una dintre ele a picat, a fost cumpărat de alte firme mai mari, afacerile și astea. Pentru că omul dacă nu are bani, nu muncește, n-are de unde să dea, să cumpere, să aibă o viață mai bună și mai prosperă. Interes, nu? Da. Noi vă mulțumim, ne-a făcut mare plăcere, vă doresc multă sănătate și tot binele din lume.